lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este despre Minnie Mouse, Daisy și mini-fabrica lor de fundițe. Și pentru că Minnie Mouse nu reușește și are o comandă foarte, foarte, foarte mare, are nevoie de un ajutor. Cine este ajutorul și cum se isprăvesc ele împreună cu Cuculoca, aflăm chiar acum din cartea Povești din colecția de aur Disney, robotul Bobot. Deci e vorba de un robot. Haideți să ne facem comod, pentru că începe povestea. Minnie Mouse începuse să lucreze în magazinul de fundițe de dimineață de vreme. Era foarte ocupată. Făcea fundele îndungi pe care le comandase doamna Berry pentru festivalul mierii. A sunat doamna Berry și a cerut încă 2 duzini, îi spuse Minnie lui Cuculoca. Cucu, așa de multe? Exclamă Cuculoca îngrijorată. Nu-ți face griji, Cucu, mă descurc eu cumva. Cred, răspunse Minnie, așezând încă o fundă pe raftul de sus cu cleștele pentru funde. Are ea așa un clește uriaș pe care apucă funda atent și îl pune sus pe raft. Ce fac albinuțele mele harnice? Nu vor o zi liberă? Întrebă Daisy din prag, ducând o cutie misterioasă în brațe. O zi liberă? Ah, ce bine ar fi, dar încă mai am mult de lucru, suspină Minnie Mouse. Ba nu, nu mai ai de lucru, zâmbi Daisy punând cutia pe masă. Am aici o surpriză, strigă ea ridicând capacul. Scoase din cutie un robot ciudat, cu o fundiță strălucitoare pe cap și spuse... Acesta este cel mai recent model de robot care face funde. E un adevărat specialist, a zis Daisy. Ce frumos e, zise Minnie, admirându-și noul lucrător și ajutor. Cucu, cucu, aprobă cu entuziasm și Cuculoca. Ei, uitați-vă acum ce poate face minunea asta, spuse Daisy apăsând butonul telecomenzii. Robotul își deschise ochii și a început a vorbi. Bună, sunt noul muncitor, sper să-ți fiu de ajutor. Eu sunt robotul Bobot și să înnod funde pot. Hai să nu mai stăm degeaba, e vremea să începem treaba. Vai, ce minunăție! A exclamat Minnie, bătând din palme de bucurie. Robotul Bobot luă câteva panglici și le transformă una-două în funde perfecte, apoi spuse cu mândrie. Nu fac pantofi ori rochițe, dar mă pricep la rochițe. Îmi dau mare interes și mereu frumoase-mi ies, a zis robotul. Cucu, cucu, ce repede, ca fulgerul,
ciripi încântată Cuculoca. Vreți să-l vedeți lucrând și mai repede? A întrebat Daisy, mișcând mânerul telecomenzii. Iar atunci când apăsă pe un alt buton, Bobot prinse a străluci cu o lumină roșie și începu să lucreze repede, și mai repede, și mai repede, și foarte repede. Nici o treabă nu durează mult când un robot lucrează. Fac funde așa de iute că se adună sute, 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 zicea robotul în continuu. Lucrase într-adevăr așa de repede că terminase toate panglicile din magazin. Dar Bobot nici gând să se oprească. Făcu o fundă din scaunul lui Minnie Mouse, pentru că nu mai avea panglici. Pot face din scaun fundă. Așteaptă doar o secundă. Făcu funde din draperii. Și din draperii îndată iese o fundă minunată. Și chiar din scară a făcut o fundă, vă imaginați? Fac o fundă și din scară, să se vadă de afară, spunea robotul. Bobot gonea peste tot prin magazin într-un ritm amețitor, strigând: fără ață, fără ac, din orice eu funde fac. Daisy, dacă nu-l oprim acum, distruge tot magazinul, a strigat Minnie. Daisy apăsă butonul, dar se auzi tare un poc. Și atât! Și tot felul de șuruburi și arcuri săriră din telecomandă. Acum aceasta nu mai putea fi folosită. Telecomanda s-a defectat. Atunci Minnie observă butonul roșu de pe spatele robotului. Uite, un întrerupător! Trebuie doar să fie apăsat, a zis Minnie Mouse. Însă Bobot era încă în mișcare și, în ciuda mai multor încercări, nici Daisy, nici Minnie nu reușea să-l apese. Cucu, lăsați-mă pe mine! Ciripi Cuculoca și zbură aproape de robot, care stătea aplecat peste un sertar. Oare Cuculoca reușește sau nu? Dar Bobot scoase o panglică portocalie din sertar, o tăie și făcu din ea o fundiță minunată, cu Cuculoca prinsă înăuntru. Leg tot, prind tot și pe tine dacă pot. O fundiță cu porumbiță sau o porumbiță cu fundiță, zicea robotul în timp ce îi făcea o panglică, adică o fundă, cu panglică și cu Cuculoca în mijloc. Minnie o dezlegă pe Cuculoca din funda în care fusese înodată și dintr-o dată îi veni o idee. Știu, știu, Daisy, încearcă să-i atragi atenția cu ceva! Încercă Minnie Mouse să se facă auzită de prietena sa peste poezia robotului, care spunea așa: găsesc ceva de făcut din orice panglică am văzut, adică din orice avea Minnie și Daisy în magazin, robotul făcea panglică și fundiță. Daisy apucă o mulțime de panglici dintr-un sertar și le furtură în dreapta și în stânga, spunând: iată, uite, uite-te ce am aici, Bobot, hai, hai, hai să vezi și tu, uite, uite ce am aici, striga Daisy. Robotul lăsă baltă ce făcea și se duse țintă la Daisy. Da! Panglici, panglici multe, un coș întreg și pe toate să le leg, striga robotul. Dar oare care este ideea lui Minnie Mouse? În vreme ce Bobot era ocupat astfel, Minnie apucă cleștele pentru funde, mai țineți minte cleștele de care vă spuneam la început de poveste, și apăsă de la distanță butonul roșu de pe spatele robotului. Mai vrei o fundă? Uite! Spuse robotul cu ultima fărâmă de energie și apoi se aplecă înainte și rămase nemișcat. Cucu! Cred că a leșinat! Spuse Cuculoca privindu-l îngrijorată. Ha, nu-i vina lui! Spuse Daisy tristă. Minnie se uită la telecomanda stricată a robotului. Stai așa! Oare se mai poate face ceva? Se întreba Minnie Mouse.
lua o șurubelniță și se apucă să meșterească la telecomandă. Iar când aceasta fu reparată, o legă frumos cu o fundă. Strânse niște șuruburi în bobot și spuse plină de speranță: gata, ar trebui să meargă! Minnie Mouse a zis. Și hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Încearcă acum, Daisy! Hai, apasă pe buton! Daisy apăsă pe buton, iar Bobot deschise puc ochii. Eu sunt robotul Bobot și să înod funde pot. Hai să nu mai stăm degeaba, e vremea să începem treaba. Și își reluă lucrul la viteză normală. Minnie, Daisy și Cuculoca răsuflară ușurate. E timpul să terminăm comanda doamnei Berry! Din fericire, datorită lui Bobot, nu mai avem multe de făcut. Pun pariu că de acum înodarea fundelor o să meargă strună! A chicotit Minnie Mouse. Uite așa, istorioară cu un robot. Au avut fetele Minnie Mouse și Daisy. Așa o întrebare, voi știți ce înseamnă un robot? Ați văzut vreodată un robot? Sau poate aveți un robot acasă? Da? Cine are robot acasă? Să ridice mâna sus și să scrie la comentarii. Să știți că eu tot cunosc niște roboți. Sunt faimoși, fantastici, minunați, enormi și plini de putere. Îi găsiți foarte ușor, scrieți Liga Roboților. Îi căutați chiar pe YouTube pentru că acolo veți găsi și secvențe din spectacolele lor. Da, să-mi spuneți dacă i-ați găsit și dacă îi cunoașteți. Eu, Clownela, vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Și nu pleca înainte de a pune like, distribuire și abonare. Te pup și te aștept cu mare drag la Povești cu Clownela. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21:00 ne întâlnim la Povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clownela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim
ne jucăm. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!